pulbere, doamnelor și domnilor, la parchetul general. În urmă cu două zile, colega noastră Berta Popescu este cea care dezvăluia că este o tensiune maximă în parchetul general după plecarea lui Augustin Lazăr. Asta după ce secția pentru procurori a CSM a produs șocul pentru Lazăr, Chioveși și ai lor. Nu preferata lor a fost numită interimar la conducerea parchetului general, ci outsiderul din grupul lor și nu primul, dacă vreți, în ordinea succesiunii, procurorul Licu este cel care astăzi conduce interimar parchetul general. Suntem în direct cu Berta Popescu, este alături de mine domnul Mugurciu Vică și îi mulțumesc pentru asta. Ei bine, Berta, peste informațiile tale, vin astăzi informații consistente. Tocmai de unde? De la preferata domnului Ciuvică. Acum înțeleg de ce o citiți pe doamna Ene Dogioiu și cum mai semnează domnia sa cu multe pseudonime. Iată că pasta a semnat-o pe persoană fizică asumată. Ce informații spectaculoase! N-a semnat Florian Coldea, de exemplu, sau asta. A semnat cu numele ei. Eu știu de ce ar fi semnat, de ce dumneavoastră că ar fi semnat cu numele domnului Coldea. Știu că a făcut interviul singurul cu domnul Coldea, doamna Ene Dogioiu. Ei bine, vin informații, spuneam, substanțiale. Cum că domnul Lazăr s-a dus cu căciula? Cum zicea domnul Băsescu, nu s-a căciulit în fața secției pentru procurori să-l pună interimar, să nu se pensioneze. Și secția a zis, nu. Și atunci Lazăr s-a pensionat. Despre scandalul de acum, însă am zis să nu citesc eu cu vreo intonație greșită din doamna Ene Dogioiu. Iată fragmentul, iată informațiile, bubuie la parchetul general, doamnelor și domnilor. Surse judiciare spun că domnul Lazăr și-a arătat disponibilitatea de a asigura interimatul funcției, lucru pentru care, inițial, secția de procurori a CSM ar fi fost de acord să-l sprijine. Sub presiunea scandalului Aiud, însă, majoritatea din secție s-a sucit. A fost momentul în care domnul Lazăr și-a depus cererea de pensionare, nemai având niciun rost să continue. Urma așadar vacanța funcției de procuror general. În această situație, articolul 15, alineatul 4 din regulamentul de ordine interioară a Ministerului Public, aprobat prin ordin al Ministrului Justiției și publicat în Monitorul Oficial, prevede. În cazul vacanței funcției de procuror general, indiferent de cauza acesteia, atribuțiile ce îi revin în această calitate sunt exercitate de drept de prim adjunctul procurorului general, iar în cazul vacanței funcției de procuror general și a celei de prim adjunct al procurorului general, indiferent de cauza acesteia, atribuțiile sunt exercitate de drept de adjunctul procurorului general. Prim adjunctul care trebuia să preia de drept funcția de procuror general este doamna Laura Oprean. Surse judiciare spun că domniei sale i-ar fi fost cerut consimțământul pentru preluarea interimatului și l-ar fi dat. Pentru tabăra antijustiției ar fi fost însă o variantă la fel de proastă ca Augustin Lazăr. Sunt de altfel foarte mulți cei care spun că doamna Oprean a fost foarte implicată în conducerea PICCJ în mandatul domnului Lazăr, deci am fi vorbit de continuitate. Și totuși, vineri, 19 aprilie, la numai câteva ore după acordul doamnei Oprean, secția de procurori s-a reunit în condiții foarte discrete și l-a delegat în funcție pe adjunctul Bogdan Licu, deci pe cel de-al doilea la succesiune, conform regulamentului de ordine interioară. Hotărârea 396/2018 a secției pentru procurori a CSM face trimitere la articolul 57 alineatul 7 al legii 303/2004, potrivit căruia, în interesul serviciului, procurorii pot fi delegați cu acordul scris al acestora, inclusiv în funcții de conducere, dispozițiile alineatelor 1-6 fiind aplicabile în mod corespunzător. Delegarea procurorilor la parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție se dispune cu acordul scris al acestora de Consiliul Superior al Magistraturii, secția pentru procurori. Ceea ce nu explică însă hotărârea 396 este de ce s-a trecut peste doamna Oprean. Cât timp doamna Oprean și-a dat consimțământul la fel ca domnul Licu, în privința ambilor a fost declanșată procedura administrativă. Cum a fost făcută alegerea între cei doi? Pe ce criterii? CSM invoca temeiul legal al articolului 57 din legea 303, care se referă la o posibilitate și nu este imperativ, dar nu explică de ce în aplicarea lui a trecut peste ordinea stabilită de regulamentul de ordine interioară și a pus locul al treilea peste locul al doilea. Înțeleg că în plenul secției de procuror nu s-a discutat despre consimțământul cerut doamnei Oprean. Chiar și așa, cum de nu s-a pus problema să-i fie cerut și secția s-a dus întins către domnul Licu, care nici măcar nu era în țară, ci în Elveția, unde învață copilul său, și a trimis consimțământul prin fax. De altfel, spun surse judiciare, doamna Oprean a și contestat hotărârea de delegare a domnului Licu. Bun, deci, unanimitate
Primul șoc, Berta Popescu, aș vrea să ne dai tu informațiile înainte de comentariul domnului Ciuvică. Primul șoc, da. Secția de procurori, cea care era cu Chioveși și până la moarte, cum ar veni. Secția de procurori care n-a văzut, de exemplu, nimic, nici că doamna Chioveși și-a încălcat controlul judiciar, s-a dus în parchetul general, n-a văzut nimic secția. Nici în privința lui Lazăr, n-a văzut nimic secția. Acum, unanimitate împotriva lui Lazăr și celei pe care, iată, doamna Dogioiu o descrie ca fiind urmașa lui, cea care ar fi trebuit să asigure continuitate. E, în unanimitate, secția zice pas la această continuitate. Da. După dezvăluirile tale de marți seara, domnul Licu, și vedem și replica domniei sale, spune, eu am o relație bună, haideți să vedem dacă e pregătită. Eu am o relație bună cu doamna Oprean, ne-am văzut joi, nu mi-a zis că ar fi contestat nimic. Berta Popescu, contestația există? Doamna Dogioiu îi spune că Oprean a contestat numirea lui Licu. Da, bună ziua, Oana, bun găsit tuturor. Înțelegem că Laura Oprean ar fi trimis joia trecută o mașină la CSM, probabil o contestație prealabilă prin intermediul șoferului său la CSM, însă înțelegem că nu mai era program la ora la care a trimis dumneai mașina, încă nu știm dacă este înregistrată și fizic, însă plângerea înțelegem că a fost făcută. Există un termen de 15 zile în care cei de la CSM ar trebui să dea un verdict cu privire la această plângere. E adevărat că ar fi surprinzător, cel puțin, ca cei din secția de procurori să admită această plângere în moment ce a fost delegat Bogdan Licu cu unanimitate de voturi. Adică, dar și cu încălcarea legii, Berta, ce spune Ene Dogioiu, care, iată, e informată și unde învață copilul lui Licu și toate cele, este real? Bun, legea permite foarte multe lucruri. Doamna Dogioiu invocă acolo regulamentul de ordine interioară al parchetului general aprobat în ordinul ministrului, însă legea 303 nu specifică prioritatea. Nu este o prioritate în delegarea parchetului general în lege. Însă avem un precedent, pentru că există câteva motive pentru care cel care a fost desemnat a fost Bogdan Licu. În primul rând vorbim despre un procuror care a mai deținut funcția de procuror interimar al parchetului general. Bogdan Licu în trecut a mai avut această funcție. Și de asemenea există un precedent în legătură cu prim adjunctul parchetului general care preia atribuțiile procurorului general. De exemplu, CSM, secția de procuror, putea foarte bine să lase această funcție de procuror general să fie preluată de prim adjunctul parchetului general, adică Laura Oprean să-i preia atribuțiile lui Augustin Lazăr fără nicio delegare, fără să intervină. Însă, în trecut, s-a întâmplat asta în cazul Gabrielei Scutea, care a preluat această funcție, iar un prim adjunct care nu este delegat de secția de procuror sau un procuror care preia atribuțiile procurorului general fără să aibă o delegare oficială pe această funcție, nu are drept de vot în CSM. Adică, dacă Laura Oprean prelua această funcție pur și simplu, prin regulamentul respectiv, nu putea să meargă în CSM, să participe la ședințele de plen, de exemplu, sau la cele ale secției de procuror și să aibă drept de vot. E foarte bun detaliul ăsta, Berta, dar nu explică situația, pentru că puteau alege delegarea doamnei Oprean și în felul acesta venea legal și la ședințele CSM-ului. Aici e misterul, totuși. De ce această secție care a fost cu Chioveși și repet acest lucru pentru că motorul supărărilor, ne spuneai marțara, este doamna Chioveși, pe care se teme că Licu nu-i mai prelungește dânsei șederea la parchetul general. Aceasta ar fi miza. Corect. Laura Codruța Chioveși îi expiră delegarea în iulie. Laura Oprean este, știm foarte bine, apropiată de Augustin Lazăr, apropiată de Laura Codruța Chioveși și în momentul în care Laura Codruța Chioveși a fost revocată de la DNA și ulterior delegată de Augustin Lazăr la parchetul general, prima întâlnire pe care Laura Codruța Chioveși a avut-o a fost în biroul procurorului general împreună cu Augustin Lazăr și cu Laura Oprean. Și au discutat foarte mult atunci, știm că au stat vreo 2-3 ore în prima zi de muncă, să spunem așa, Laurei Codruța Chioveși la parchetul general. Bun, și ne-ai mai descris o scenă importantă, Berta, cea în care doamna Chioveși se întâlnește
cu cel puțin doi membri ai secției pentru procurori, tocmai cu foștii săi apropiați. Ce se întâmplă în această scenă? A fost o întâlnire la parchetul general, imediat după pensionarea lui Augustin Lazăr, o ședință la care au participat mai mulți procurori, Cristian Ban din CSM, Nicolae Solomon din CSM și Nistor de la DNA, dar Anca Jurma la fel. După acea ședință a fost o întâlnire mai neoficială, să spunem așa, în care au ciocnit un pahar de șampanie, în care au avut loc discuții libere. Laura Codruța Chiuveși a participat și ea la această întâlnire și n-a avut de data aceasta discuții prea lungi cu Nicolae Solomon și cu Cristian Ban, nici măcar nu a ciocnit un pahar de șampanie cu ei, pur și simplu s-au salutat și cam atât. Adică s-a văzut cumva o ruptură în această relație de lungă durată între Laura Codruța Chiuveși și cei din secția de procurori. În care domnul Solomon era foarte implicat în război împotriva secției speciale pentru investigarea infracțiunilor din justiție, în planurile lui Augustin Lazăr împotriva modificărilor aduse legilor justiției, Solomon era la înaintare. Se produce această ruptură. Trebuie să amintim, Bertaș, că Solomon și Ban sunt tocmai cei cu dosare la DNA. Că nu e deloc lipsit de semnificație. Deci oamenii care până acum erau în această relație cu DNA-ul, cu doamna Chiuveși, ajung la ruptură, nu se salută, nu ciocnesc un pahar de șampanie. Domnul Licu zice, mie nu mi-a spus nimeni, nici măcar Oprean, cu care am o relație bună, deci Oprean nu-i spune lui Licu, vezi că te contest. Și că am trimis la CSM, așa relație la, bună. La întâlnirea aceea, Oana, de la parchetul general, la acea ședință la care a participat și Laura Oprean, a avut o reacție în fața tuturor Laura Oprean și a reproșat lui Nicolae Solomon că nu au delegat-o pe ea și că vrea explicații pentru această decizie. Nu a participat, ci drept Bogdan Licu, la acea ședință pentru că era plecat din țară la vremea respectivă. Bun, și atunci spune-ne ce explicație există pentru acest mister. De ce secția pentru procurori? Că eu mă îndoiesc că așa de emoționați au fost de subiectul Augustin Lazăr, Iulius Filip, încât să ia această decizie. Care ar fi resorturile? De ce secția pentru procurori se sucește într-un mod așa categoric și cu conotații atât de importante și decide ca parchetul general să iasă, să fie scos din mâinile grupării Lazăr, Chiuveși și Oprean? Bun, poate s-au schimbat jocurile. Motivele foarte clare ar trebui să fie scrise în hotărârea dată de CSM. Știm că printre ele a fost acest motiv invocat cu Gabriela Scutea, acel precedent că nu avea drept de vot. N-au ales-o pe Laura Oprean, poate și pentru că se știe că este apropiată de Augustin Lazăr și probabil ar fi continuat acest scandal, ar fi continuat legătura dintre ea și Augustin Lazăr. Cumva în mediul judiciar se vorbește despre faptul că dacă Laura Oprean era cea care era delegată pe această funcție, cumva tot Augustin Lazăr și Laura Codruța Chiuveși ar fi condus parchetul general. Asta vorbesc procurorii între ei. Sunt mulți care vorbesc despre apropierea dintre Laura Oprean și Augustin Lazăr și sunt mulți care spun foarte clar că Laura Oprean a reprezentat până acum interesele acestei grupări. Nu știu ce s-a întâmplat cu Nicolae Solomon și cu Cristi Ban, deși au schimbat părerea la 180 de grade, dar iată că această ruptură a avut loc. Mulțumim, Berta Popescu, pentru toate aceste informații.